Puțină lume știe, însă, Hitler nu a fost mereu un adept atât de înfocat al antisemitismului. În adolescență, el a dezvoltat o pasiune imensă pentru o tânără evreică. A fost visul vieții mele să mi se permită să văd Parisul. Nu pot spune cât de fericit sunt să mi se fi împlinit acest vis azi, i-a spus la final Hitlerului Speer. Pentru o clipă am simțit ceva asemănător cu mila față de el. 3 ore în Paris, prima și ultima dată când îl vedea, l-au făcut fericit când el era la apogeul victoriilor sale. În cea mai mare parte a vieții sale, Hitler a fost un nefumător, dar a fumat puternic în tinerețe, câte 30 sau 40 de țigări pe zi. În cele din urmă, a renunțat la fumat, considerând obiceiul o risipă de bani. Testamentul a împărțit bunurile lui Hitler după cum urmează. Colecția sa de artă e lăsată la o galerie din orașul natal, Linz, pe Dunărea. Obiecte de valoare sentimentală sau necesare pentru menținerea unei vieți simple și modeste s-au îndreptat către rudele sale și colegii săi de serviciu credincioși. La aproximativ 100 de kilometri depărtare de Viena, în nordul Austriei, se află ruinele satului Dölersem. În urmă cu 8 decenii, acest cătun austriac a fost șters de pe hartă de Adolf Hitler, în încercarea de a ascunde originile propriei familii. În 1837, în acest sat, o femeie pe nume Maria Schigruber a născut un copil nelegitim. Pe acest copil îl chema Alois Schigruber, tatăl lui Adolf Hitler. Identitatea bărbatului care o lăsase însărcinată pe servitoarea de 42 de ani nu a fost niciodată dezvăluită pe certificatul de botez, păstrat la biserica din sat. Mai târziu, când Alois avea 5 ani, mama lui s-a căsătorit cu Johann Georg Heidler, iar Alois a luat numele de Hitler, o variațiune a numelui Hitler. După ce Adolf Hitler a devenit un om politic important, istoricii au încercat să elucideze misterul adevăratei sale origini. Un aspect important, deoarece Hitler susținea că strămoșii săi erau arieni. Istoricul Werner Messer susține că tatăl biologic al lui Alois a fost de fapt Johann Nepomuk Hitler, fratele celui care l-a adoptat. Acest Nepomuk Hitler era un fermier căsătorit care a avut o aventură cu Maria Schigruber. După ce acesta l-a născut pe Alois, Nepomuk Hitler a aranjat o căsătorie între fratele său și Maria, pentru a putea veghea asupra fiului său, fără să-și supere soția. O altă teorie nedovedită spune că tatăl lui Alois este un evreu pe nume Leopold Frankberger, pentru a cărui familie Maria lucrase ca bucătăreasă în orașul Graz. Însă această teorie este respinsă de istorici, fiindcă în Graz nu locuia niciun evreu în perioada în care Maria a rămas însărcinat. Zvonul cu privire la originile sale evreiești îi provoacă lui Adolf Hitler o furie de nestăvilit. În 1931, dictatorul nazist a ordonat unor ofițeri SS să investigheze zvonurile privitoare la descendența lui. Aceștia nu au găsit dovezi cu privire la existența vreunui strămoș evreu. Apoi Hitler i-a ordonat unui istoric să elaboreze un arbore genealogic ilustrat al familiei sale. Arborele a fost publicat în cartea Genealogia Führerului, apărut în 1937. Prin aceasta Hitler a arătat lumii întregi că avea o origine ariană pură, dar nici acest lucru nu a fost suficient. Unele surse istorice susțin că Adolf Hitler a hotărât să distrugă acest cătun, Dölersem, unde diversi sceptici făceau investigații cu privire la originile lui. Satul a fost distrus aproape complet. La scurt timp după ce a invadat Austria, Hitler a ordonat ca acest sat și cele din zonă să fie evacuate pentru a nu face loc construcției unei tabere militare. Peste 2000 de locuitori au fost relocați cu forța, iar casele lor au fost bombardate în timpul exercițiilor militare la care au participat soldații germani. După ce al doilea război mondial s-a sfârșit, tabăra a căzut în mâinile sovieticilor. A rămas militarizată până în zilele noastre, fiind administrată în prezent de armata austriacă. Totuși, începând cu 1981, vizitatorilor li s-a permis accesul în piața satului, la ruinele bisericii Sfântul Petru și Pavel și în cimitirul adiacent. În lipsa certitudinilor, oamenii au lăsat diverse teorii, unele amuzante, altele de-a dreptul fantasmagorice, despre originile acestui om, iar ce s-a întâmplat cu adevărat, probabil că nu o să știm niciodată.
Adolf Hitler este de departe cel mai cunoscut psihopat din istoria recentă. Majoritatea biografiilor încep cu cariera sa politică, fie cu respingerea sa de la școala de artă. Rareori găsești să vă vorbească despre copilăria lui. Experiențele copilăriei lui îți arată cum un om poate ajunge să vrea să cucerească lumea prin eliminarea raselor pe care el le consideră inferioare și să ajungă terifiant de aproape de a-și atinge scop. Hitler s-a născut în data de 20 aprilie 1889. Puțină lume știe, însă, Hitler nu a fost mereu un adept atât de înfocat al antisemitismului. În adolescență, el a dezvoltat o pasiune imensă pentru o tânără evreică. Curând însă, pasiunea lui s-a transformat în ceva bolnăvicios. Hitler i-ar fi scris acestea scrisori anonime în care îi mărturisea dragostea lui nemuritoare și îi cerea să se căsătorească cu el. Mai mult, acesta avea fantezii în care o răpea, iar amândoi se sinucideau împreună. De asemenea, era furios pe orice bărbat care petrecea timp cu ea. Adolf Hitler a avut 3 frați, Gustav, Otto și Edmund, și 2 surori, Ida și Paula. Gustav și Ida au murit de difterie înainte ca Adolf să se nască. Otto s-a născut cu hidrocefalie și a murit la doar câteva săptămâni de la naștere, în 1882. Mezinul familiei, Edmund, a murit de pojar la 6 ani în 1900. Paula a fost cea care a trăit cel mai mult, întrecându-l pe Hitler cu un deceniu. Pentru a încheia o copilărie dominantă de traume și tristețe în același ton, a fost respins de Academia de Arte din Viena. Picturile lui, deși nu erau nici pe departe proaste, păreau să fie oarecum generice, motiv pentru care a fost respins. Mama lui Hitler a murit într-un final în 1907, la 4 ani după moartea soțului său. Adolf a rămas astfel orfan la vârsta de 18 ani. Poate asta explică multe. 22 iunie 1940. A fost momentul în care Hitler și-a început punerea în aplicare a planului de umilire a Franței în amintirea armistițiului pe care țara lui îl încheiase ca învins în 1918. Astfel, el a dorit semnarea armistițiului Compiègne, în același vagon de cale ferată care fusese folosit și în 1918. Hitler a stat pe același scaun pe care stătuse mareșalul Foch atunci când îi primise pe reprezentanți ai guvernului german cu 22 de ani în urmă. Armistițiul și încetarea focului au intrat în vigoare la ora 1:35 a zilei de 25 iunie. Bătălia Franței durase de la 10 mai până la 22 iunie 1940. Când Franța a capitulat, Adolf Hitler se afla la sediul comandamentului din apropierea de Bruxelles. Cucerirea Franței fusese unul dintre visurile sale mărețe, însă vizitarea Parisului era o dorință aprigă, pe care o păstrase cu sfințenie din copilărie. Atunci, în iunie 1940, capitala Franței a fost închisă pentru turistul zero, un oraș pentru o singură persoană. A fost visul vieții mele să mi se permită să văd Parisul, a mărturisit apoi Hitler. În tot acest timp, peste Paris se așternuse o oarecare atmosferă de normalitate. Un jurnalist citat de cotidianul The Guardian făcea radiografia orașului la puțin timp după capitulare. Orașul a început să revină la o viață relativ normală, în măsura în care un oraș poate fi normal cu o armată străină de ocupație. Mâncarea continua să fie din abundență. Magazinele sunt bine aprovizionate și vânzarea continuă în mod liber, fără cumpărături de panică. Electricitatea, gazul, alimentarea cu apă și colectarea gunoiului nu au fost întrerupte, iar la metrou e menținut serviciul regulat. În timpul liber, germanii se comportă ca niște turiști, mergând peste tot cu camere și fotografii, totul cu mult sârg. De la turnul Eiffel la Biserica Sacré-Cœur, cu ghiduri turistice în mâini, ei explorează orașul întrebându-i de direcții pe acei parizieni care rămân în capitală. În toate părțile am văzut expresii pline de durere și resentimente printre parizienii care au rămas în oraș. Au fost de asemenea și câteva sinucideri. Am văzut și dovezi ocazionale, mai ales prin tonul vocii, că germanii vor să-i impresioneze pe oamenii din Paris cu faptul că au intrat ca niște cuceritori. În această stare de falsă acalmie, zorii zilei de 23 iunie 1940 anunțau o vreme plăcută. Orașul era scăldat într-o lumină portocalie ce încă se lupta la orizont cu întunericul nopții. La ora 5:30 pe aeroportul Le Bourget, aflat la 11 km de capitală, se strângeau câțiva muncitori aeroportuari, urmăriți îndeaproape de câteva zeci de soldați naziști înarmați. Câteva minute mai târziu s-a auzit vuietul avionului.
A aterizat Lin fără probleme și a tras la terminal. Soldații nemți s-au grăbit către aeronavă în timp ce ușile s-au deschis și a coborât un grup restrâns de bărbați. În liniște, escortați de militari, nou-veniții s-au îndreptat către trei mașini Mercedes, special pregătite pentru ei. Au demarat în trombă pe autostradă către Paris. În sedanurile negre se aflau cel mai temut om al momentului, Adolf Hitler și anturajul său. Scopul vizitei? O frumoasă, deși scurtă, vacanță în orașul luminilor, în mijlocul războiului. Unul dintre pasageri era celebrul fotograf Hoffmann, acompaniat de arhitecții Albert Speer și Hermann Geisler, precum și de sculptorul Arno Brecker. Hitler, ca de obicei, a stat pe scaunul din față lângă șofer. Vizita aceasta era inevitabilă după ce se împlinise marele vis al lui Hitler de a cuceri Franța. Bătălia Franței s-a dus în două etape. Planul galben, care a început în mai 1940, și planul roșu, pus în aplicare din 5 iunie. În această fază, defensiva franceză n-a putut rezista superiorității militare naziste. Forțele aeriene și blindatele au încercuit linia Maginot și au pătruns adânc în teritoriul francez. Pe 10 iunie, guvernul francez a părăsit capitala și s-a refugiat la Bordeaux, iar trupele germane au intrat triumfătoare în Paris 4 zile mai târziu. Atunci, pe turnul Eiffel, a fluturat svastica nazistă, cu o prevestire pentru întreaga Europa de vest. Pe 22 iunie, Franța avea să capituleze și să semneze armistițiul de la Compiègne, care a stabilit teritoriul de ocupație nordul țării, coasta Atlanticului și coasta canalului Mânecii. Hitler se afla în sediul comandamentului din apropiere de Bruxelles, Belgia, atunci când au ajuns la el veștile că Franța s-a prăbușit. S-a bucurat, s-a gândit că s-a făcut dreptate, că francezii au plătit pentru aroganța de la Versailles de la sfârșitul primului război mondial. Pentru o clipă, Adolf Hitler a dat uitării demnitatea de comandant suprem al forțelor armate și s-a pleznit cu voioșie peste coapsă. Atunci, un apropiat de-a lui i-a spus: "Ești cel mai mare comandant militar din toate timpurile." Îmbătat de bucuria momentului, Hitler s-a hotărât să meargă în Paris. Așadar, la două săptămâni de la intrarea naziștilor în capitala Franței, a organizat micul său grup de voiaj și a zburat în noul teritoriu cucerit. N-a vrut parade și fanfare, acele aveau să vină mai târziu. Și-a dorit un eveniment dedicat propriei sale bucurii intime, care să-i aline ego-ul imens. El era un mare admirator al arhitecturii monumentale, cum era cea franceză. În scurta sa escapadă pariziană, dorea să marcheze toate obiectivele esențiale și, cel mai mult, a răfnit să zăbovească la Palais Garnier, renumita operă din Paris. Însă acesta n-a fost doar un voiaj de relaxare, avea planuri mult mai mari. I-a luat cu el pe cei doi arhitecți și apropiații lui, cu gândul să le dea de lucru la întoarcerea în Berlin, iar Hoffmann trebuia să-i documenteze sejurul pentru a oferi mai târziu dovezile crunte ale victoriei sale, mijloace alb-negru de propagandă care se demonstreze întregii lumi cine controla întrerupătoarele în orașul luminilor. Hitler avea încredere în Hoffmann. Îi recunoștea talentul și meritul de a fi pus într-o lumină bună viața celui de-al treilea Reich. Heinrich Hoffmann era considerat fotograful de casă al dictatorului nazist. L-a prins pe film în peste 2 milioane de ipostaze. Un om scund, gras ca un butoi, cu niște ochi luminoși, vesel și clipind rapid, cum îl descria un amic în Hitler în Paris. Hoffmann era unul dintre puținii oameni în fața cărora Hitler voia să treacă drept un băiat de treabă. În plus, îi legau o amiciție veche și o datorie. Fotograful fusese cel care îi făcuse cunoștință cu Eva Braun. Ea avea 17 ani atunci când l-a întâlnit prima oară pe Adolf Hitler și era asistenta lui Hoffmann și model. A mers prin suburbiile vaste direct la operă, marea clădire în stil neobaroc al lui Charles Garnier. Era favorita lui Hitler și primul lucru pe care și-a dorit să-l vadă, își amintea Speer, în memorii. Din tinerețe a fost visul meu să privesc acest exemplar magnific de geniu arhitectural francez, a exclamat Hitler, după cum își amintea și Hoffmann, în Război și putere. Toate erau date uitării. S-a plimbat prin clădire ca și când era hotărât să poarte în memorie pentru totdeauna fiecare colțișor. Hitler chiar a studiat planurile operei din Paris cu mare atenție. Lângă avanscenă a văzut că lipsea un salon, a remarcat acest lucru și s-a dovedit că avea dreptate. Însoțitorul a spus că această cameră a fost eliminată în timpul renovărilor cu mulți ani în urmă. Iată, vedeți cât de bine cunosc treburile pe aici, a comentat Hitler mulțumit. A părut fascinat de operă, a fost în extaz cu privire la frumusețea ei, ochii îi străluceau de emoție, ceea ce mi s-a părut straniu, continua relatarea Albert Speer, arhitectul. Înainte de a pleca, Hitler i-a șoptit ceva aghiotantului său.
care a scos o bancnotă de 50 de mărci din portofel și s-a dus la însoțitorul cărunt. Politicos și ferm, omul a refuzat banii. Hitler însă a insistat, de data aceasta l-a trimis pe Brecker cu banii. Știind bine pe cine are în vizită, ghidul a răspuns că doar își face meseria și s-a opus cu obstinație să primească vreo recompensă financiară. În cele 3 ore petrecute la Paris, Hitler a trecut pe la toate monumentele importante, după cum arată Speer în Inside the Third Reich. De la Arcul de Triumf, cu al său mormânt al soldatului necunoscut, a mers spre Invalid, unde Hitler a stat o perioadă lungă de timp la mormântul lui Napoleon. În final, Hitler a inspectat Panteonul, a cărui mărime l-a impresionat profund. Pe de altă parte, nu a manifestat un interes special pentru unele din cele mai frumoase lucrări arhitecturale din Paris. Louvre-ul, Palatul Justiției, Saint-Chapelle, a fost animat din nou numai când a văzut rândul unitar de case de pe Rue de Rivoli. Sfârșitul turului nostru a fost reprezentat de romanticele și insipidele biserici cu cupole imitând Ev Mediu, timpuriu. Biserica Sacré-Cœur din Montmartre, o alegere surprinzătoare, chiar având în vedere gustul lui Hitler. Acolo a stat mult timp înconjurat de o serie de oameni importanți din escorta sa, în timp ce mulți enoriași l-au recunoscut, dar l-au ignorat. După o ultimă privire spre Paris, am mers rapid înapoi la aeroport. Până la ora 9 dimineața, turul de vizitare se sfârșise. A fost visul vieții mele să mi se permită să văd Parisul. Nu pot spune cât de fericit sunt să mi se fi împlinit acest vis azi, i-a spus la final Hitler lui Speer. Pentru o clipă am simțit ceva asemănător cu mila față de el. 3 ore în Paris, prima și ultima dată când îl vedea, l-au făcut fericit când el era la apogeul victoriilor sale. Sentimentele lui Hitler pentru Paris se pot descifra probabil cel mai bine dintr-o scenă petrecută chiar în seara de după scurta escapadă franceză. Speer își amintea că în acea seară a fost chemat de Hitler. I-a spus să întocmească un decret în numele meu prin care să se ordoneze reluarea la scară largă a muncii la clădirile din Berlin. Nu a fost frumos Parisul, dar Berlinul trebuie să fie făcut mult mai frumos. În trecut, adesea m-am gândit dacă ar trebui sau nu să distrugem Parisul, dar când vom fi terminat în Berlin, Parisul va fi doar o umbră, așa că de ce ar trebui să-l distrugem? Speer a părăsit incinta ușor, șocat de reacțiile viscerale de care era capabil liderul suprem al Germaniei. Hitler a vizitat și mormântul lui Napoleon, poate cel mai mare lider francez. Acela a fost cel mai mare și mai frumos moment din viața sa. Comparații între el și Napoleon fuseseră deja gândite și rostite de nenumărate ori. Ambii erau străini în țările pe care le conduceau, ambii au reușit să cucerească orașul rusesc Vilnius la 24 iunie, amândoi se bucurau de beneficiile unei memorii și printre ultimele și cele mai banale coincidențe, ambii nu erau mai înalți de 1,75 de metri. Pentru a onora memoria împăratului francez, Hitler a ordonat ca rămășițele fiului lui Napoleon să fie aduse din Viena, lângă cele ale tatălui. Hitler va vorbi despre Paris multe săptămâni după vizita sa. Impresionat de opulența arhitecturală a orașului întors acasă, Hitler i-a ordonat arhitectului Albert Speer să realizeze planuri pentru un program de construcții masive de noi clădiri administrative în Berlin. Berlinul trebuie să fie mult mai frumos. 3 ore din viața celui mai temut dictator din istoria omenirii, poate. 3 ore în care Hitler și-a arătat foarte mult latura sa umană, iubitoare de artă și de frumos. Diverși cercetători au sugerat că Hitler ar fi suferit de boli ca sindromul de intestin iritabil, leziuni cutanate, aritmie cardiacă, ateroscleroză sau boala Parkinson. Într-un raport pregătit în 1943 pentru Oficiul de Servicii Strategice de la Universitatea Harvard, Walter Langer l-a descris pe Hitler ca fiind un psihopat neurotic. În cartea sa din 1977 a propus teoria că Hitler ar fi suferit de tulburări de personalitate. Cu toate astea, istoricii Newman și Eberl consideră că în timp ce Hitler suferea de un număr de boli, inclusiv Parkinson, el nu s-a confruntat cu iluzii patologice și a fost întotdeauna pe deplin conștient și responsabil pentru deciziile luate. Teoriile despre starea medicală a lui Hitler sunt greu de dovedit și pun prea mult accent pe efectul de atribuire a multor evenimente și consecințe din timpul celui de-al treilea Reich, toate pe sănătatea unui singur individ. Hitler urma o dietă vegetariană. Avea o seră lângă reședința sa pentru a avea constant fructe și legume proaspete pe întreaga durata războiului. Hitler evita consumul de alcool în public mai ales. El servea ocazional bere și vin în cercuri private, dar a renunțat la băut din cauza adăugării de greutate în 1943. În cea mai mare parte a vieții sale, Hitler a fost un nefumător, dar a fumat puternic în tinerețe.
câte 30 sau 40 de țigări pe zi. În cele din urmă a renunțat la fumat, considerând obiceiul o risipă de bani. Hitler a început să folosească amfetamină ocazional după 37 și a devenit dependent de ea către sfârșitul anului 1942. Având prescrise aproape 90 de medicamente în timpul anilor de război, Hitler lua multe pastile în fiecare zi pentru probleme cronice de stomac și alte boli. Suferea de perforația timpanului în urma exploziei de bombă de la atentatul din 20 iulie 1944 asupra sa și a avut 200 de așchi de lemn extrase din picioare. În unele secvențe video, Hitler e înfățișat cu mâna stângă tremurând, iar medicul personal al lui l-a tratat cu un drog care era frecvent prescris în 45 pentru boala Parkinson. Hitler și-a creat o imagine publică de celibatar, fără viață privată, dedicat complet misiunii sale politice și națiunii. Din anul 1929, el a trăit în concubinaj cu Eva Braun, cu care s-a căsătorit apoi în 1945 aprilie, în ajunul sinuciderii lor. Paula Hitler, ultimul membru viu al familiei Adolf Hitler, a murit în 1960. Dar să revenim la subiectul care ne interesează cel mai mult. Ultima dorință și testamentul lui Adolf Hitler. El a semnat ultima sa voință și testament în Berlin, la 29 aprilie 45, cu o zi înainte de el murind soția lui, Eva Braun, tot prin sinucidere. Testamentul a fost un scurt document în care se preciza că au ales moartea peste capitulare și că urmau să fie incinerați. Testamentul era în două părți. În prima, el a negat acuzațiile de trădare și a exprimat mulțumirea cetățenilor loiale ai Germaniei și a făcut apel la ei să continue lupta. În al doilea, a declarat că Himmler și Hermann au fost trădători și și-a stabilit planul pentru un nou guvern sub Karl Donitz. Ultimul testament a fost un scurt document semnat pe 29 aprilie la ora 4 dimineața. A recunoscut căsătoria sa, însă nu o numește pe Eva Braun. Spune însă că aleg moartea în locul rușinii depunerii sau capitulare și că trupurile lor aveau să fie incinerate. Testamentul a împărțit bunurile lui Hitler după cum urmează. Colecția sa de artă e lăsată la o galerie din orașul natal, Linz, pe Dunărea. Obiecte de valoare sentimentală sau necesare pentru menținerea unei vieți simple și modeste s-au îndreptat către rudele sale și colegii săi de serviciu credincioși. Orice altceva de valoare pe care îl poseda s-a dus la Partidul Național Socialist Muncitoresc German. Testamentul politic a fost semnat în același timp cu ultimul testament al lui Hitler, la 29 aprilie 45. Prima parte a testamentului a vorbit despre motivațiile sale în cele trei decenii de la voluntariatul Primului Război Mondial și a repetat afirmația că nici el și nici altcineva din Germania nu doreau războiul din 39 și a exprimat motivele pentru intenția sa de a se sinucide și a lăudat și și-a exprimat mulțumirea poporului german pentru sprijinul și realizările lor. De asemenea, sunt incluse în primul testament declarațiile care detaliază afirmația că a încercat să evite războiul cu alte națiuni și atribuie responsabilitatea pentru aceasta evreimii internaționale și ajutoarelor sale. El nu va părăsi Berlinul chiar dacă forțele erau prea mici pentru a rezista. Hitler și-a exprimat intenția de a alege moartea mai degrabă de a cădea în mâinile dușmanilor și a maselor care au nevoie de un spectacol aranjat de evrei. El a încheiat cu un apel de a continua sacrificiul și lupta. Și-a exprimat speranța pentru o renaștere a mișcării național-socialiste cu realizarea unei adevărate comunități de națiuni. A doua parte a testamentului expune intențiile lui Hitler pentru guvernul Germaniei și partidul nazist după moartea sa și detalii cu cine avea să-l succeadă. În după-amiaza zilei de 30 aprilie, la aproximativ o zi și jumătate după ce și-a semnat ultimul testament, Hitler și Eva Braun s-au sinucis. În următoarele zile, iar alți apropiați s-au sinucis. Iar Bormann s-a sinucis pe 2 mai pentru a evita capturarea de către forțele armate sovietice. Trei mesageri au fost desemnați să scoată testamentul politic din Berlin pentru a asigura prezența posterității. Primul mesager a fost atașatul de presă adjunct, Lorenz. El a fost arestat de britanici în timp ce călătorea sub un pseudonim ca jurnalist din Luxemburg. A dezvăluit existența încă 2 exemplare și mesageri. Până la urmă, 2 copii ale hârtiei testamentului au ajuns în mâinile americanilor, iar una setată în mâinile britanice. Textele documentelor au fost publicate pe scară largă în presa americană și britanică până în ianuarie 46. Dar
Tot atunci, secretarul britanic de externe, Ernest Bevin, a considerat restricționarea accesului la aceste documente. Se temea că ar putea deveni obiecte de cult printre germani. Întrucât erau deja cunoscute publicului, americanii nu au împărtășit aceste preocupări, dar au acceptat totuși să se abțină de la publicarea ulterioară a acestora. Ultimul testament original al lui Hitler e găzduit în prezent în seiful de securitate de la Arhivele Naționale din Maryland. Ultimele cuvinte ale lui Adolf Hitler au fost dezvăluite de fostul său pilot, Hans Baur. Memoriile relansate ale lui Baur, Am fost pilotul lui Hitler, includ o conversație emoțională între el și Hitler, desfășurată în momentul în care el a realizat că a pierdut războiul. Potrivit pilotului, Hitler i-ar fi zis: astăzi îi pun capăt, cu puțin timp înainte de a se sinucide alături de Eva Braun în bunkerul din Berlin. Hitler a venit la mine și mi-a luat mâinile în ale lui, și-a amintit Bauer. Bauer, vreau să-mi iau la revedere de la tine, a spus el. A venit timpul. Generalii mei m-au trădat, soldații mei nu mai vor să meargă mai departe și nici eu nu mai pot merge mai departe. Pilotul, care a murit la 96 de ani în 1993, a spus că a încercat să-l convingă pe liderul nazist să fugă cu un avion pe care l-ar fi pilotat el însuși. L-aș fi putut duce în Japonia sau Argentina sau la unul dintre șeici care erau prieteni cu el din cauza atitudinii sale față de evrei. Sănătatea unui singur individ.